Dragii mei, astăzi vreau să facem împreună paste cu creveți. Este o rețetă simplă și foarte delicioasă. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui clip. Pentru început, într-o tigaie vom adăuga 50 de grame de unt și 3 căței de usturoi. Vom căli usturoiul pentru 3-4 minute, având grijă să nu îl ardem. Apoi vom adăuga creveții. Eu am folosit creveți congelați pe care i-am decongelat înainte, dar puteți folosi și creveți proaspeți. Acum vom condimenta cu sare și piper după gust, iar apoi vom lăsa creveții să fiarbă în jur de 10-15 minute. Pentru sos vom avea nevoie de 100 ml de smântână pentru gătit și o lingură de amidon. Dizolvăm foarte bine amidonul de porumb în smântână, iar apoi vom adăuga toată compoziția peste creveți. Pentru a-i da sosului consistența dorită, adăugăm treptat apa în care fiert pastele. Și gata este sosul nostru. După cum ați văzut, este un sos foarte simplu, se prepară rapid și este foarte delicios. Acum peste sos adăugăm aproximativ 200 de grame de paste și încorporăm totul foarte bine. Puteți folosi orice fel de paste, eu am ales să folosesc spaghete. Și aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să dați un like și să vă abonați și bineînțeles, dacă doriți, mă puteți urmări și pe Instagram, acolo mă găsiți cu numele de e.gustos3. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag!